monetară, inflație negativă și scăderea de prețuri. Acum, lumea tot repetând inflația, rata inflației anuale, 5%, 5%, cea mai mare din Europa, probabil că aceasta a creat o altă percepție. Și adevărată. Ceea ce spune guvernatorul Băncii Naționale este că nu ar trebui să ne îngrijoreze rata inflației pentru că ar fi în scădere, iar estimarea ar fi de 3,5%. Prognoza optimistă este însă privită cu scepticism de economiști. Prețurile la carburanți, gaze și energie, care au crescut în ultimii ani constant, dar și pagubele produse de vremea extremă sunt factori care ar trebui luați în considerare. În momentul de față, scăderea prețurilor este o perspectivă destul de optimistă în ceea ce privește producția agricolă, pentru că anul 2018 a fost, din punct de vedere climatic, destul de dificil, nu numai la nivelul României, ci la nivel european, aș spune. Un alt motiv de îngrijorare pentru români este ROBOR, cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la creditele în lei. Acesta a crescut anul acesta vertiginos, însă bancherii spun că acum va rămâne sub 4%. Diferențele în procente pot părea mici, dar traduse în bani înseamnă câteva sute de lei plătite în plus la rate acum față de vara anului trecut. De exemplu, cine ia acum un credit prima casă de 225.000 de lei, plătește cu 330 de lei mai mult față de august 2017. Cum nimic nu e sigur și cheltuielile pot crește de la o lună la alta, specialiștii au câteva recomandări. Să-și țină deoparte câteva rate în cazul în care, să zicem, că rămân fără venituri. Indicele ROBOR depinde în primul rând de așteptările legate de inflație, iar pe termen scurt e influențat de banii din piață.